am aflat da. Că în liceu era foarte bun la matematică. Wow. Așa îmi place să cred, că eram unicel. N-am spus bine. Oameni buni, era, a fost olimpic la matematică. Alex Velea, coprezentatorul meu. A participat, prima dată cred că am fost la Kangur, era un concurs de matematică în franceză. Și în franceză. N-am avut niște, adică în etapa finală n-am avut niște rezultate fabuloase, dar era important că am ajuns acolo. Având în vedere că plecam de la o școală de cartier, cum am fost la 37, Mihai Eminescu. Da, dar era o școală foarte bună, dar faptul că e din cartier n-are nicio importanță, da. Nu, zic tocmai. El a fost olimpic și la limba română. Asta a dublat, acel... care i-a băgat Eminescu în cap așa, picătură cu picătură. Da, doamna Vasiluță s-a luat. Da, da, doamna Vasiluță nu e aici cu noi, dar... Domnul de mate. Domnul Cătălin Spiridon, profesorul de matematică, marea mea dragoste, a fost ce privește... găsit da? De colegii mei și, ce să vezi, vine chiar acum platoul nostru. Am văzut de ceva timp. Yes. Bună seara! Ce face domnul profesor? Vă salut! Foarte bucuros să vă văd! Și eu sunt bucuros să te reîntâlnesc după ani de zile. N-am văzut mă bucur să vă cunosc! Căruna, îmi pare bine, Cătălin. Acum de-aia am cântat acasă, mi-am dorit foarte mult că atunci când o să devin superstar să cânt la școala de la care am plecat, de la 37 din spatele blocului. Și m-am dus acolo, am făcut o scenă, am venit cu Golden Boy Society și am avut un spectacol extraordinar și acolo ne-am reîntâlnit. A, dar nu sunt mai mult de 2 ani, cred? Nu mai știu. 2015, da, 3. Da, timpul s-a comprimat așa. Domn profesor, ce aveți acolo? Ne arătați? Da. Ia să vedem. O diplomă se acordă elevului Velea Alexandru Ionuț de la școala, grupul școlar Electroputere, premiul 3, la concursul dorjean de matematică, clasa a 12-a. Wow! O diplomă care mi-a rămas în casă, o diplomă pe care n-am apucat să-i o dau lui Alex acum 15 ani și am profitat de reîntâlnirea cu el pentru a-i înmâna diploma. Premiul ăsta e al dumneavoastră, că eu... Este diploma ta, Alex. Haideți să facem așa, vă rog să vă așezați, domnule profesor, aici, pe fotoliu. Domnul Spiridon este primul care mi-a sugerat să fac calculele pe coală albă, că o să scrii multe și nu te mai zbate cu pătrățelele. Și eu, păi, și cam cât o să scriu? 16, 20, 30, cine știe? Bun, era un elev cu minte sau mai rebel? Nu, Alex, în ceea ce privește perioada cât noi am colaborat de 3 ani, 2000-2003, a fost un elev foarte, foarte bun, aș putea să spun. Și după am fost cu minte, să nu credeți relele din presă. După, nu știu, știu alții. Da. Însă mi-aduc aminte cu plăcere anii în care am colaborat. Pot să vă spun așa ca un deliciu că stăteam în prima bancă chiar vis-a-vis de catedră. Aveam ore, nu uit, în clasa 12-a dimineața la ora 8, că a zis mai devreme că nu stă cam prost cu punctualitatea și pot să vă spun și că n-am întârziat niciodată. La școală n-aveam cum. Păi nu niciodată lăsa mama să... Era o combinație ajungă târziu. De respect și frică. N-aveam cum să lipsim la domnul Spiridon. Frică, nu știu dacă era frică atunci. Era respect și respect, iubire, da. Și multă dragoste, și toată multă clasa. Dragoste. Adică vă plăceam, erați idolul nostru în asta, în treaba. Da, și mie mi-ați fost dragi, îmi sunteți dragi în continuare. Mă bucur să te reîntâlnesc după 15 ani energic. Eu mă bucur așa, de fiecare dată și vorbesc cu drag de dumneavoastră. De știu, dată. Știu, am auzit, am aflat și mă bucur să văd că încă nu ți-ai pierdut inocența specifică da, tinereții. Deși știu câți ani ai, dar nu o să o spun aici pe postă. Câți ani? 18? Un pic mai mult de 26. Tocmai a dat bacalaureatul. Un pic, da. Făcut 26, acum 8. Da, okay. Domnule profesor, știu că aveți o istorie așa amuzantă cu el, că a plecat odată în vacanță la mare. Da, este tot vacanța după ce a terminat liceul. El și-a, după cum v-a spus mai devreme, talentul lui și pasiunea pentru dans și muzică s-au manifestat de mic, inclusiv pe timpul liceului. Însă ce a fost de apreciat la el, că niciodată nu a neglijat școala. Dovadă și rezultatele lui foarte bune la școală, nu numai la matematică, mama v-a spus foarte bine și română. Olimpic vă și pot, la limba română. Vă da. Pot spune eu și limbile străine, erau pasiunea lui. Rezultatele la finalul școlii, la finalul liceului au fost foarte, foarte bune. Am uitat să fac schema lui Horner când am dat la facultate, luam 10, am luat 9,75. Nu, o trecut și n-am mai trecut-o de pe ciornă, că m-am grăbit. Mi s-a părut prea simplu oricum. Noi deja lucram niște probleme destul de dificile. Și când am dat la facultate a fost simplu. Și de grabă, ca să termin, n-am mai trecut o schema lui Horner. Nu știu dacă mai știi, pot să vă spun eu, el a dat admitere la TCM în 2003, în Craiova, la matematică, analiză matematică și algebră, și a obținut 9,70.
media. Foarte tare. Era foarte și media de la BAC, dacă vrei să o spun. Contrariat, de ce n-a luat 10? Că el știa că a făcut el totul. De ce n-a luat tot? Nu? De asta, că n-am uitat aceea... eu. Mi-am dat seama. Și-a dat seama că undeva a greșit. Dar ce a făcut atunci când a fost la mare? V-a trimis ceva? Da, fiind relația asta apropiată, mi-a trimis o vedere. Știi, din păcate, n-o mai găsesc. Am căutat-o în casă. Am găsit-o anii trecuți. Glumeam cu ei, fiind elevi. Dorința mea ca și profesor de matematică pentru el era să fac o facultate, să meargă pe zona asta, însă talentul și ambiția și tenacitatea de care a dat dovadă de a-și urmări pasiunea de o viață l-au dus pe partea asta. Glumeam pe timpul liceului spunându-i că să lase lăutăreala, că nu e o meserie de asta se apuce de lucrurile serioase. Și am găsit vederea în urmă cu câțiva ani, în care îmi scria salutări de la mare și îmi scrie la final, am ales să mă fac lăutar. Ăla e și anul în care am participat la concurs, era... 2003-2004. 2003, în vara aia, eram limita inferioară de vârstă, la 19 ani, puteai să te înscrii la concursul ăla, doar ce împlinisem. Pot să spun, Star Factory la prima, corect, nu contează. Nu mai contează, face parte de... După ce am terminat liceu, tocmai am anunțat preselecția acolo, nu eram mare fan al concurselor de genul, dar m-am înscris și până la final l-am și câștigat. Și asta a fost... primul pas și cel mai elocvent că asta o să fac. Adică... Și după acel concurs sau încerc, nu știu, te cunoșteau oamenii pe stradă sau n-am? Da, bă, se vedea că promitea, eram ușor exotic, aveam părul împletit, adică atrăgeam oricum atenția. Uh-huh. Și un an mai târziu m-au pus pe piesă cu Analesco și după asta am tot scos hit după hit în fiecare an. Da, vă place vreo melodie de la el? E, în general îmi plac toate melodiile lui. Eu vara nu dorm de la Conectă. Apropo de părul împletit, nu știu dacă îți mai amintești, la începutul clasei a 12-a, când păruse cu nou look, nu știu, a avut, ca să vedeți că e și eu un copil cu foarte mult bun simț și foarte multă bună creștere, m-a așteptat înainte să înceapă anul școlar să mă întrebe dacă mă deranjează dacă vine cu părul împletit și cu look-ul pe care îl avea. Da. Acum.